Guvernul a decis în ședința de miercuri ca 2 decembrie să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public, urmând ca aceștia să recupereze ziua de muncă pe 17 decembrie sau să-și prelungească timpul zilnic de lucru până la 16 decembrie. Hotărârea menționează și faptul că noua zi liberă nu este valabilă pentru locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. Executivul a mai decis că dobânzile calculate la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligația acordării de dobânzi aferente lunii noiembrie 2016, se înregistrează în conturile corespunzătoare cu data de 2 decembrie. Vinerea viitoare se efectuează prin Centrala Ministerului Finanțelor Publice operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei, deschis la trezoreria statului. De asemenea, prin ordin emis de Ministerul Finanțelor Publice, poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin trezoreria statului. Ziua de 2 decembrie a fost declarată zi liberă pentru bugetari, pentru că pică într-o zi de vineri, după două sărbători legale. Miercuri, 30 noiembrie, e Sfântul Andrei, iar joi, 1 decembrie, e Ziua Națională a României. Așa se face că românii beneficiază săptămâna viitoare de o adevărată mini-vacanță.